Este cam târziu, dar tocmai am urmărit episodul din Superbook de la Ioan Botezătorul și am avut așa o revelație din acel episod și vreau să împărtășesc cu voi. În locul 1 la 57 veți găsi nașterea lui Ioan Botezătorul. Dar despre ce vreau să vorbesc este că înainte ca Ioan să se nască, tatălui nu credea. Și ceea ce am luat eu din acest lucru este că atunci când noi ne îndoim de Dumnezeu, putem să limităm tot ceea ce vrea El să facă pentru noi în viața noastră. Imaginați-vă viața sau imaginați-vă Biblia, istoria, fără Ioan Botezătorul, cel care a pregătit drumul pentru Isus, cel care a botezat mulți oameni, cel care chiar l-a botezat pe Isus. Cu Maria și Elisabeta erau verișoare, Isus și Ioan sunt rude. Dacă ar fi de ușor, atât de ușor precum gândesc și explic, la subiect este că atunci când noi nu credem în ceea ce Dumnezeu are pentru noi, pur și simplu refuzăm binecuvântările Lui. Și dacă noi refuzăm binecuvântările Lui Dumnezeu, în viața noastră este totul altceva. Și acel altceva, dacă nu este de la Dumnezeu, nu este pentru noi. Pentru că omul este creat de Dumnezeu. Și așa cum orice creator creează lucrul lui, acel creator știe ce și cum. Adică Dumnezeu cu siguranță știe mult mai bine decât noi cum funcționăm. Și noi să avem o viață fericită, nu trebuie să alergăm după haine, după lucrurile astea materiale, ci trebuie să alergăm după Dumnezeu ca să putem să funcționăm corect, așa cum zic mereu. Deci, alegerea noastră este la noi, fericirea noastră este decizia noastră, doar că poate decidem greșit. Mai bine stăm o secundă și ne unim cu Dumnezeu să învățăm ceea ce vrea El de la noi și apoi să vedem cum este viața noastră.